Cec total la centrul de vaccinare anticovid din punctul de trecere a frontierei Borș. cu toate că centrul a avut ca scop creșterea acces accesabilității la vaccinarea populației care intră în România pe la frontiera terestră din județul Bihor, oamenii nu prea și-au arătat interesul, astfel că doar patru persoane au ales să se imunizeze. Directorul DSP Bihor, Daniel Arahotă, s-a arătat dezamăgit de rezultatul slab înregistrat la centrul de vaccinare din Vama Borș. În două zile, doar patru persoane care treceau granița au ales să se imunizeze. Centrul de vaccinare oferă posibilitatea imunizării cu serul Johnson Johnson, care se administrează o singură dată, iar doritorii se pot prezenta zilnic fără programare. Centrul de vaccinare din Vama Borș este situat la 50 de metri de punctul de trecere al frontierei Borș 1 și funcționează în containerul pus la dispoziție de către Centrul Național Militar de de comandă prin Spitalul Militar de Urgență Dr. Victor Popescu Timișoara. Autoritățile județene din Arad au anunțat acum două săptămâni că vor amenaja la graniță cu Ungaria, în punctele de trecere a frontierei Nădlac 1 și Nădlac 2, puncte temporare de vaccinare anti-COVID-19, după ce s-a constatat că tot mai mulți români care lucrează în străinătate sau au locuințe în Ungaria vin în țară doar pentru a se imuniza, inclusiv cetățeni străini ai Uniunii Europene.